Bună dimineața și bun găsit la o nouă emisiune. Este o mare plăcere, o onoare și, bineînțeles, cu mare respect și cu admirație, mulțumesc invitate mele pentru ziua de astăzi, doamna comisar șef adjunct de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor, Marcela Achim. Sărut mâna, bine ai venit. Bună dimineața dumneavoastră, mulțumesc mult, mult pentru invitație. Sunt în acest an pentru prima oară la Radio Târgu Mureș și spun bună dimineața și radioascultătorilor dumneavoastră, prietenii noștri. Dacă pentru prima dată, atunci da. la mulți am binecuvântați cu sănătate, așa cu echilibru, cu înțelepciune, cu plăcere, cu iubire, cu pace, cu tot ce vă doriți și dumneavoastră și prin dumneavoastră da. întregului Comisariat pentru Protecția Consumatorilor. Mulțumesc mult! Asemenea vă doresc și multă sănătate dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră. De ce? Ca să putem munci... Să putem comunica și să avem o viață frumoasă. Dacă să avem dea sănătate. Dumnezeu. Să este... dea Dumnezeu, da, dacă, dacă de, uh, sănătate, Dacă avem un pic de umor, dacă da. nu ne crampunăm și nu ne împiedicăm de toți cei care ne pun mici, mari, bețe, luate, bolovan și pietricele, atunci o să trăim mai bine. Bineînțeles că asta nu înseamnă că trebuie să uh, eliminăm uh, faptul de, de a observa în profunzime și să analizăm foarte mult dacă se poate să lăsăm deoparte argumentele emoționale care de multe ori uh, ne fac să călcăm mă străchin, atunci e foarte bine și să încercăm să-l primim pe fiecare cu, cu blândețe și cu înțelepciunea de a înțelege că nu e la fel ca noi. Dar în afară de toate urările astea pe care ni le dorim și nouă și instituție pe care o reprezentanți și celor care ne privesc și ne ascultă și apropo mulțumesc mult de tot, nu. trebuie să reamintesc că suntem la Radio Târgu Mureș, secțiunea Video FM Așadar, le mulțumesc și colegilor mei pentru aportul la această emisiune și să intrăm în subiect, pentru că eu am ales ca titlu al acestei emisiuni de astăzi, un titlu generic pe care îl doresc dezvoltat în sensul de a putea comunica către cei care ne privesc și ne ascultă la nivelul lor de percepție. Mai puțin să ne referim la uh, extractele foarte docte, foarte uh, concise ale legii, care are un anumit limbaj de specialitate și destul de greu de perceput, de înțeles și mai ales de tradus în mintea lor și să ne referim mai mult înspre un nivel de comunicare asertivă a celor care ne privește și ne ascultă în așa fel încât ei să înțeleagă. Titlul pe care l-am dat este așa um, Protecția consumatorilor pe înțelesul tuturor. Adică mai de mult știu că se numea oficiul pentru protecția consumatorilor. Cei mai mulți așa îl știu. OPC. Acum exact. este com, Comisariatul Județean pentru, Pentru protecția consumatorilor. consumatorilor. Ce înseamnă uh, protecția consumatorilor? Care sunt obiectivele acestei instituții și care sunt competențele ei? Deocamdată și după aceea o să intrăm în amănunt, în așa fel încât fiecare să înțeleagă și să se regăsească în aceste explicații conform principiului că dumneavoastră funcționați pentru binele lor, pentru ca ei să fie foarte bine informați, pentru ca ei să vină înspre dumneavoastră cu foarte multă încredere și să vă acorde pe de-a întregul credibilitatea datorită faptului că dumneavoastră munciți, lucrați și depuneți toate eforturile pentru ca drepturile lor să fie într-adevăr respectate. Corect. Mulțumesc frumos pentru introducere. Deja m-ați zăpăcit cu, cu debitul dumneavoastră și sunteți, vreau să vă fac un compliment. De fapt, radioscultătorii dumneavoastră știu sunteți un foarte bun comunicator. Sărbătumă, mulțumesc. Uh, Sunt convins că și, și dumneavoastră îmi țineți isonul uh, cu uh, aceeași o să, egalitate. O să încerc să nu să mă ridic la nivelul dumneavoastră pentru că treaba mea e alta în cadrul instituției. Într-adevăr, reprezint instituția în relația cu media dar treaba noastră este să facem să supraveghem piața din județul Mureș. Deci comisariatul județean pentru protecția consumatorilor este o instituție subordonată Ministerului Economiei, instituție publică. Avem în cadrul instituției 13 angajați, inclusiv subsemnata. 10 dintre aceștia au atribuții de control în teritoriu, control pe care îl efectuăm în această treabă noastră de a supraveghea piața din județul Mureș, control pe care îl efectuăm la <coughs> operatorii economici, adică la producători, la importatori, la distribuitori și desigur la vânzători de produse și servicii. Acest control, iertați-mă că vă întrerup, acest control uh, are în vizor și ofertanții de servicii da, are în vizor of ofertanții de servicii, uh, însă noi, noi că... nu-l facem întâmplător controlul și da. de, de capul nostru avem o procedură de control aprobată de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor uh, cu sediul în București. Uh, aceste controle le realizăm în baza, uh, de fapt pe două paliere mari. Unul este acela de a efectua controlele efective în calitate de comisari și tot în calitate de comisar de a efectua controle la operatorii economici în baza reclamațiilor depuse de către consumatorii noștri. Și o să intru acum în câteva amănunte referitoare la controlele pe care le facem în baza tematicilor. Tematicile sunt de două feluri. Sunt tematicile naționale lansate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, deci de către șefii noștri de la București. Sunt niște tematici naționale gândite pe diferite domenii, gândite în anumite sezoane. Acestea se repetă de la an la an. Operatorii economici cunosc foarte bine faptul că an de an ne revedem în aceste controle. Uh, cu scopul tocmai pe care îl spuneam, acela de a supraveghea piața, de a îi concilia pe operatorii economici în timpul controlelor pe care le efectuăm cu tot ceea ce înseamnă modificări legislative, noutăți legislative, atât în legislative legile naționale cât și legile Uniunii Europene care sigur suntem stat membru ale Uniunii Europene și respectăm această legislație, aceasta se pliază și în România și avem controlele locale este, tematicile locale sunt tematicile pe care le lansăm în cadrul comisariatului nostru, le propunem, le supunem aprobării uh, autorității naționale pentru protecția consumatorilor și sigur că sunt niște tematici pe care le lansăm foarte bine gândit în sensul că sunt specifice zonei noastre, județului nostru și specifice sezoanelor și de sigur uh, palierelor care nu sunt acoperite de tematicile naționale, pentru că rămân anumite servicii și anumite produse neverificate în baza tematicilor naționale și atunci le verificăm noi în baza tematicilor locale. Asta pe de-o parte. Și pe de altă parte, cum vă spuneam, este vorba de controlele pe care le efectuăm în baza reclamațiilor depuse de către consumatorii din județul Mureș și nu numai, o să intru în amănunte la momentul respectiv, reclamații pe care le cercetăm, avem un termen legal de cercetare, un termen legal în care efectuăm această cercetare și în același termen noi răspundem consumatorului înscris cu soluționarea pe care am dat-o în urma cercetării reclamației. În aceste paliere de uh, informare, educare, bănuiesc eu, da, acum... și, și a consumatorilor, da. și a prestatorilor de servicii, da. și a uh, 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 categoriilor, indiferent uh, uh, că e vorba de persoană fizică sau persoană juridică, în cadrul acestora aveți niște workshop sau niște întâlniri în care explicațiile, din punct de vedere legal, al operabilității serviciilor pe care le oferiți, uh, cei care uh, ne oferă, sunt ofertanți față de noi consumatorii. Ei pun în aplicare ceea ce dumneavoastră vorbiți acolo sau uh, ei bifează doar prezența la aceste uh, întâlniri, la aceste workshopuri, iar în momentul în care ei oferă servicii, atunci își permit foarte, foarte mici și subtile, aproape nedemonstrabile operabilități pe lângă lege, în așa fel încât consumatorul neavizat, nepriceput, nu-și dă seama în noianul de cumpărături pe care îl face, dacă el, și folosesc acum un termen nelalocului, dacă el este ușor șmecherit, păcălit. înșelat, păcălit. Uh, avem workshop-uri uh, mai, mai mult, uh, avem, mai bine zis avem o colaborare excelentă cu inspectoratul școlar județean și mergem la clasă, la ore, la copii și pe, strict pe legislație și pe tot ceea ce înseamnă protecția consumatorilor le explicăm micuților drepturile pe care le au ei. Și, sigur, obligațiile în relația cu operatorii economici. Iar, în ceea ce privește uh, operatorii economici, sincer vă spun, nu am uh, avut foarte multe întâlniri. Am avut acum vreo trei ani niște întâlniri cu operatorii economici, dar este de fiecare dată când ieșim în control, discutăm cu operatorii economici și le solicităm să ne caute atunci când au nelămuriri în ceea ce privește legislația privind protecția consumatorilor, să ne sune la telefonul de la comisariat și să ceară consiliere. Tot așa consilierea se face și la, în, în urma solicitării scrise. Sunt operatori economici care își încep activitatea la un moment dat. Și atunci, înainte să-și înceapă activitatea, ei vin la noi de până -o cerere, prin care solicită o consiliere pentru uh, demararea activității comerciale sau uh, de producție pe care o au și noi consiliem în, în tot ceea ce privește cu legislația, în ceea ce privește protecția consumatorilor. Comisariatul dumneavoastră lucrează în parteneriat cu Poliția da. Municipului Aici, sau da a județului secția de, de uh, Avem, avem uh, parteneriate, lucrăm în colaborare cu instituții ale statului, cu poliția, cu direcția sanitar-veterinară, cu direcția de sănătate publică, cu uh, colegii noștri de la VAM, cu direcția de, uh, de la finanțe. Deci avem parteneriate cu, uh, cu colegii noștri, lucrăm foarte bine. Uh, domnul prefect emite în anumite perioade ale anului ordine prin care ni se impun colaborări și se constituie echipe mixte în care mergem în control uh, la operatorii economici. Vă dau un exemplu, de exemplu am avut de Revelion ultima ultima uh, colaborare, am, am verificat niște operatori economici care au organizat mesele de Revelion, am avut de Crăciun, am avut uh, cu ocazia sărbătorilor pascale de 1 mai, deci avem astfel de colaborări. Adică vă implicați foarte, foarte adânc în viața concretă, privată, demonstrabilă a tuturor celor care au legătură între ofertanții de servicii și consumatori. Da, nu viața privată în, în activitatea lor comercială pe care o, o desfășoară. Am înțeles, a, dar oricum este legat de viața privată, pentru că eu mă gândesc dacă mă duc și plătesc, spre exemplu, o masă de rebelion sau da. de, nu știu, fac un exercițiu de imaginație. Și da. mi se spune, atâta costă. Eu spun așa, o uh, sumă derizorie, mă costă un leu. Și uh, văd că în cadrul ofertei de serviciu nu acoperă ceea ce cred eu că am plătit un leu. Sigur că mă adresez uh, dumneavoastră, face parte oarecum din viața privată și pun ghimnele da. de uh, rigoare, dar deja iese din acel cadru al vieții mele private pentru că am intrat într-o zonă publică în care ofertantul de servicii nu mi-acoperă exact ceea ce el mi-a promis. Dar asta o, o să o vor discutăm atunci când uh, aș încerca în să intrăm în, în, în amănunte. Uh, comisariatul dumneavoastră are câteva uh, uh, lucruri uh, specifice care uh, uh, trebuiesc uh, spuse pentru publicul care ne privește și ne ascultă, în așa fel încât publicul să își dea seama că oficiul pentru protecția consumatorilor sau comisariatul da. pentru protecția consumatorilor să folosesc ambele termene da. pentru ca lumea să se obișnească cu cel oficial, lumea să înțeleagă pe deplin care este menirea dumneavoastră, nu numai prin workshop nu numai prin modelul de educație pe care îl transmiteți, nu numai prin comisarii care se duc și fac munca pe teren pentru uh, satisfacerea nevoilor consumatorului și ai oferi și drepturile, dar în egală măsură și obligațiile din punct de vedere al cunoștinței și al educației. Există niște specificități ale comisariatului care trebuie spuse publicului? Da. Uh cum spuneam, este, se numește instituția Comisariatul Județean pentru protecția consumatorilor. Este o denumire care spune aproape tot. Aș traduce cumva, suntem protectorii consumatorilor. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când consumatorii necăjiți, frustrați, uh, uh, ale căror drepturi sunt încălcate, drepturi încălcate de către operatorii economici, au uh, o pârghie prin a-și uh, uh, obține drepturile, prin a fi despăgubiți uh, la uh, pentru serviciile sau produsele pe care le-au achiziționat și uh, acestea prezintă defi diferite deficiențe. Da să o luăm de la zero. Cum spuneam, uh, printre, uh, în, în uh, activitatea noastră de control a pieței, de supraveghere a pieței, efectuăm controlele în baza tematicilor și uh, acum m-aș referi strict la controlele pe care le desfășurăm în baza reclamațiilor depuse de către consumatori. Să iau de la început, consumatorul și cu un exemplu, dacă dumneavoastră în calitate de consumator aveți o, să zic așa, o problemă cu un operator economic, în sensul că vă este încălcat un drept esențial, atunci dacă să zicem, hai să, să ne referim, vă cumpărați un aparat electronic, Vă întoarceți în momentul când ajungeți acasă, constatați că prezintă o deficiență respectivul produs sau într-o anumită perioadă de timp. Știți că produsele noastre de pe piața din România beneficiază de, de o garanție legală și în perioada de garanție constatați că produsul s-a defectat, sunteți îndreptățit ca acest produs să fie reparat sau schimbat de către operatorul economic. Ce trebuie să facă consumatorii într-o astfel de speță? Uh, în primul rând, îi le sugerez și este absolut obligatoriu să păstreze documentele care să ateste achiziția respectivului produs sau serviciu, vacanță sau, mă rog, ce -o mai fi. Deci, fără documente, toți consumatorii trebuie să știe, noi, în calitate de uh, protector, să zic cum spuneam, deci comisarii acestei instituții nu au posibilitatea de a cerceta o anumită reclamație. De ce? Pentru că nu mă pot duce la un operator economic pe care mi-l indică consumatorul să-i spun, domnule, consumatorul a cumpărat de la dumneavoastră respectivul produs, Păi operator economic o să-mi râdă și o să zic că, Doamne, eu nici n-am vândut așa ceva în viața mea. Cred că este mai mult decât necesar să repetăm, nu da. pentru a fi arde lemi. Nu, Ci pentru, pentru a să reține. A, a, a să reține. Deci, documentul cu care s-a cumpărat un produs. trebuie păstrat. Obligatoriu trebuie, trebuie păstrat, păstrat cel puțin pe perioada nu. în care Aha. scrie acolo că se prezintă garanție pentru acel produs. Da, ce înseamnă document? Document înseamnă factură, dacă ne referim la un produs, de, aici este valabil de. Uh, atât de servicii cât și de produse alimentare și nealimentare. Și dacă cumpărăm un salam și constatăm că acasă are proprietățile, deci proprietățile organoleptice sunt modificate. Să zicem că are un miros ciudat sau are un gust ciudat, sau este lipicios. N-am putut să constatăm acest lucru în magazin, pentru că eram grăbiți și... Dar acasă am constatat acest, acest fapt, pe bonul de casă apare produsul, cu bonul de casă, consumatorul și cu produsul, desigur, se întoarce imediat la vânzător. De, de îndată de este. să complicăm un pic? Așa? Haideți să complicăm. Uh, uh, ca uh, într-o scenă uh, de teatru, să complicăm un pic merg și cumpăr un produs. Cârnați, salam, indiferent orice alt produs da. alimentar. Da. Eu sunt un pofticios, un gurmand, îmi place cum arată uh, produsul, nu pot să fac constatarea organoleptică dacă el corespunde sau nu corespunde valabilității și gustului pe care uh, firma uh, mi-l oferă. Mai ales Am dacă, ajuns... să zicem, hai să, să ne imaginăm, dacă toți suntem Așa. la teatru, că cumpărați de la un magazin unde nu există uh, sistemul de autoservire. Sunteți da. servit de o vânzătoare și nu aveți posibilitatea să palpați da. acel produs. Apoi, gust. Și nici să și gustă nici... nimic. Da. Bun, și atunci mine îmi frumos, cu un zâmbet absolut comercial da. mi-l oferă, eu îi spui sărut mâna, pentru că da. uh, sunt încântat de serviciile pe care le prestează, îmi oferă produsul, vin acasă, vreau să mănânc, accentuez, sunt gurman, sunt pofticios, vreau să mănânc și constat un miros pestilențial al acelui produs. Bineînțeles că dau telefon, am bonul de casă și dau telefon la magazinul uh, respectiv pentru început. Eu uh, spun scenariul ăsta ca și cum uh, fiecare om îl procede. Nu se gândește imediat la uh, Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor și dă telefon acolo. Și atunci, Unde acolo? Unde acolo? Uh, la magazinul de la care Așa. am cumpărat. Iar respectivul care îmi răspunde la uh, telefon, bineînțeles că își produce aroganțe uh, de tipul uh, uh, unui dialog uh, imbecil teatral și spune bine, mai păcăliciule și vin încoace pentru uh, șapte lei, uh, îmi faci gargații și îmi trimitește telefonul. Eu, bineînțeles că merg atunci, probabil că se deschid niște rotițe, merg la Comisariatul pentru Protecția Consumatorului cu produsul și bonul respectiv, depun o cerere și sunt nemulțumit. Acum, și din cauza produsului care poate să-mi producă o boală pentru că el nu corespunde din punct de vedere organoleptic, dar și din cauza serviciilor și modului în care el, cel care mă servește acolo la magazin, mă consideră pe mine o subspecie umană care este o slugă a domniei sale. Ei, ce se întâmplă în cazul acesta? Pentru că uh, e bifurcată toată chestia. Uh, Comisariatul pentru protecția consumatorului, bineînțeles că își face treaba și se duce și face control pentru a-mi oferi mie uh, satisfacția credibilității în serviciile pe care le oferiți. Doi, cine în schimb face cu respectivul uh, cetățean care este angajat al acelui magazin sau acelei unități economice, educație aceluia care se comportă în așa fel cu mine încât eu aș fi sluga pe aplicată a domniei sale de la care trebuie să cumpăr produse. Rămânem la zona teatrală și eu o să o iau de la început. Așa. Altă, altul este scenariul. Uh, Dumneavoastră ați cumpărat un produs, Așa. vânzătoarea drăguță v-a servit, da. dumneavoastră ați băgat produsul în coș, ați mers la casă, ați plătit, primiți un bon de casă și cu acest bon și cu produsul vă îndreptați spre casă. Acasă constatați, gurmand cum sunteți, da. că produsul respectiv nu are un gust minunat și este puțin lipicios, mă rog, are proprietățile uh, schimbate, uh, probabil că este și din termen, să zicem. Așa. Nu dați telefon la magazin, pentru că eu sunt aproape sigură că pe bonul de casă nu apare numărul de telefon de la nu. operatorul economic. Apare denumirea produsului, apare adresa, apare da. ora la care ați făcut achiziția, uh, denumirea produsului pe care l-ați achiziționat, prețul, prețul total. Cam astea. Și parcă alte date ale, da. ale operatorului economic, cod fiscal, uh, nu mai știu ce. Dumneavoastră vă întoarceți la operatorul economic, la vânzător. Da solicitați șefului de magazin să se prezintă la raft, dumneavoastră i arătați ce ați cumpărat, i arătați produsul, vă întoarceți cu produsul de sigur și cu bonul de casă. Uh, politicos, în de regulă, șefii de magazine, șefii da. ad, a, a, sunt foarte politicoși, mult mai politicoși decât vânzătorii. Acum nu vreau să fac o genă să se supăr pe cineva, nu, nu, nu. dar nu, atunci eu când în clipa că spun că el se zbârlește și devine da. aricios, pentru că da. am constatat asemenea se mai lucruri. Se întâmplă, da, se mai întâmplă. Așa. Dacă devine aricios și se zbârlește <laughs> cum spuneți, mai aveți o pârghie, dumneavoastră, cu produsul și cu bonul de casă. Asta ce înseamnă? Dacă operatorul economic nu a remediat deficiența, adică să, să, să vorbim așa în termenii noștri, da. uh, nu a remediat deficiența, a refuzat să vă re remedieze deficiența, aveți încă o pârghie în a vă rezolva problema și a fi, uh, să zic așa, a, a aduce o reparație la, la da. actul dumneavoastră de comercial. Este acela de a vă îndrepta către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor. În această speță, v-aș sugera să veniți personal ca să aduceți și produsul, să-l vedem și noi, pentru că, în permanență, avem un comisar de serviciu care preia toate reclamațiile de la uh, uh, cetățenii din Târgu Mureș și nu numai. Aveți produsul la dumneavoastră, obligatoriu să aduceți și bonul, iar la noi, la sediu, avem formulare specifice de reclamație. Ce cuprind aceste formulare și este bine că discutăm pe da, speță, da, 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 da. să știe toți consumatorii. Deci aceste în aceste formulare obligatoriu este uh, nevoie să se treacă datele personale ale uh, consumatorului. Uh, dacă vorbim despre o, să zicem un contract încheiat cu o telefonie mobilă, uh, această reclamație trebuie depusă în nume propriu. Ce înseamnă acest lucru? Dumneavoastră nu puteți depune o reclamație în numele soției dumneavoastră dacă dânsa este uh, titulara, titulara da. contractului. A puteți scrie, dar trebuie să scrieți uh, în numele, ei? numele ei pentru că dânsa este cea care reclamă. Uh, revenim la speța noastră inițială. Uh, uh, aveți datele dumneavoastră de contact, nume, prenume, adresă, Obligatoriu număr de telefon pentru ca comisarul la un moment dat să poată le lua legătura cu dumneavoastră. Operatorul economic reclamat, magazinul și după bon da. se vede adresa și eventual date la colțul străzii cu vis-a-vis -vis da, de da. radio sau nu știu ce. Uh, problema reclamată. Și nu în ultimul rând ceea ce doriți dumneavoastră în urma cercetării reclamației. Adică dacă doriți să vi se restituie banii sau să vi se schimbe produsul. Dacă eu doresc, doamna comisar, să cer așa timpul meu, care e de dute vino, de fugă, modul în care sunt pus într-o situație absolut penibilă vis-a-vis -vis de vânzător, de magazinul de la care cumpăr și de Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor. Este bine că ați atins acest lucru pentru că foarte, foarte mulți consumatori solicită daune morale. Pentru acest lucru, noi îi îndreptăm spre instanță. Deci, noi ceea ce putem face este să cercetăm fapta, să reparăm Prejudiciul, adică să impunem operatorului economic să repare produsul, să-i schimbe produsul sau să-i returneze banii, dar Referitor la atitudinea vânzătorului, la daune morale, la pierderea timpului, la nervii consumați, da, da. noi, comisarii, nu putem dispune în baza procesului verbal pe care îl încheiem ca operatorul economic să plătească daune morale sau altfel daune consumatorului. Pentru aceste pentru acest daune, consumatorul mai are o pârghie aceea de a merge la. Instanță. La instanță. Mulțumesc da. pentru această precizare, pentru că uh, spre finalul lunii o să am o întâlnire cu mediatorii juridici, da. așadar uh, am să le transfer acest exemplu, acest exercițiu de imaginație pe care îl discutăm acum înspre ei, să vedem cum se poate rezolva pe calea instanței, pentru că mediatorii sunt da. o alternativă a exact. uh, instanței. Da, și uh, dacă tot ziceți acest lucru, m-aș fi încândată să mă invitați și pe mine, voi veni și da. eu cu juristul meu de la institut să avem o discuție deschisă pe această temă. Ar fi excelent, pentru da. că mă mai interesează tot așa în cadrul discuției amicale și extrem de fructuoase dintre mine și dumneavoastră ca reprezentantă a instituției uh, uh, pentru protecția consumatorului. În uh, Să spunem că, că ați, ați amintit de servicii pe care le acordă um, 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 unii comercianți, ați amintit de, de telefonie. Ne-am întâlnit da. într-un mic da. magazin din ăsta, așa, bun, nu aveam niciun fel de problemă. Am întâlnit, în schimb, o ordonanță de urgență care spune că anulează absolut toate cheltuielile pe care consumatorul este obligat, prin contractul acelei instituții, să le plătească în clipa în care consumatorul decide unilateral întreruperea contractului. În rezilierea cadru, contractului. Da, rezilierea contractului. În cadrul acelui contract care are 5, 6, 10, 12 pagini, Dumnezeu știe câte are, e cuprins aceste date, că în cazul rezilierii contractului din punct de vedere unilateral, atunci cel care a fost semnatarul contractului este obligat la plata unor daune în serviciul celui care ne oferă serviciile de telefonie. Bineînțeles că nu am timp să citesc cele 12 pagini, dar dacă nu semnez contractul, rămân fără telefon, rămân fără contract încheiat. Ordonanța care a venit și șterge toate astea și nu mai ofere posibilitatea nici măcar uh, uh, acelei grupări care sigur că legal s-a înființat și care se cheamă recuperatorii de creanțe, care sunt în legătură uh, uh, cu uh, uh, din punct de vedere juridic cu cei care recuperează, ei mă obligă și mă agasează. În textul legii spune așa, nici măcar ei nu au dreptul să facă așa ceva doar dacă există o hotărâre judecătorească. Hotărâre judecătorească care, bineînțeles că legea lor internă nu poate să fie superioare unei ordonanțe de urgență care are valabilitate pe toată țara. Ce se întâmplă în acest caz când acea grupare de recuperare care, face, care este un apendice al ofertantului de servicii mă agasează timp de 3 luni, 4 luni, 5 luni, îmi trimite schisori, îmi trimite telefoane și mă obligă oarecum sau mă supune la un stres psihic extraordinar. Ce se întâmplă dacă eu depun o cerere scrisă, mă duc personal, și fac, a, fac dovada acestor lucruri care că sunt doar. presante asupra mea din punct de vedere psihic, asupra serviciilor pe care mi le oferă, asupra modului în care probabil că ei își depășesc niște atribuțiuni acolo și îmi încalcă mie credibilitatea pentru că îmi oferă pe acest contract de 14-15 pagini 14, uh, acolo niște... Uh, 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 lucruri pe cu care eu nu sunt de acord. Pentru că dacă ar fi scris cu, cu litere mari da. uh, și mi-ar explica acel operator, aveți grijă că dacă dumneavoastră reziliați contractul, plătiți. Păi nu sunt de acord cu asta. Atunci duceți-vă la alt operator. Corect. Ce se întâmplă? Haideți să o luăm treptat. În exact. primul rând, dacă dumneavoastră sunteți, să zicem, un, ați contractat -o, un serviciu de telefonie mobilă, în momentul în care ați contractat, probabil ați primit un terminal sau ați primit niște servicii, să zicem, gratuite cu ghilimelele de rigoare. Da. Acum sunt contracte. Îmi place și că contracte. spuneți ghilimele de rigoare. Da, pentru, că asta de, este. pentru că noi, dacă plătim un abonament, sigur că în abonamentul acela sunt incluse o grămadă de servicii. și asta ne dăm seama, dacă citim acel contract da. despre care noastră îmi spuneți că nu aveți timp să-l citiți, dar totuși îl semnați, ceea ce e din start greșit. Deja e greșit. Da, dar, așa greșit. ca mine, fac sute de mii știu, de oameni care Știu, motiv pentru care. Este. Motiv pentru care avem o mulțime de reclamații pe diverse servicii, nu vreau să zic acum că multe, da? Bineînțeles. o grămadă da. de reclamații pe care nu le putem soluționa. De ce? Pentru că sunt niște contracte încheiate. Oare adică nu cumva este un joc între cel care este operator și îmi oferă mie servicii prin contract? Nu este niciun un, joc. Un joc subtil mm. psihic în, în care el, eu, am nevoie de serviciile lui. Operatorul, sigur că e foarte amabil și îmi uh, oferă numai acele informații care sunt înspre beneficiul meu, nu și acele informații care mă rețin și îmi îngrădesc drepturile. Haideți să vă spun ceva, dumneavoastră dacă doriți un serviciu, nu-mi spuneți că nu aveți timp, deci eu nu mă refer strict la dumneavoastră, da, nu, 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 da, la consumator, da. dacă asta eu e, sunt consumator, -asta, vorbim cu radioascultătorii, da dacă își doresc un serviciu, își doresc să cumpere ceva, un serviciu sau un produs, eu le sugerez financiar bancar să meargă la instituția respectivă, la operatorul respectiv și să solicite un formular de contract. De ce? Pentru a-l putea studia acasă. Deci legea le oferă acest lucru. Au acest drept excelentă să, să se informeze. informație, doamna comisar, excelentă Sigur informație. Sigur că da, deci nu ești obligat să te duci și să gata ai și semnat. Nu. Excelentă Soliciți informație. un contract, Bun. ai timpul la dispoziție te duci acasă să sigur că suntem grăbiți. Suntem dornici să ne cumpărăm telefoane performante și ziceai un leul telefonul și încheiem contracte. Sigur că sub presiunea emoțiilor pozitive, să zic așa, și a dorințelor de a ne fi în pas cu moda și cu... Mă refer aici la tineri care da, da, fac da, contracte. Da, 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 da. Un lucru este clar. Atunci când doresc să să revin la ideea inițială cu rezilierea contractelor de telefonie. Este absolut obligatoriu să se facă o notificare în scris cu 30 de zile înainte de a se rezilia contractul. Operatorul este obligat să primească această solicitare, să o înregistreze, să-i dea un număr de înregistrare și sigur că da. În baza de date se vede foarte clar ce a, achizi a achiziționat consumatorul în momentul în care a încheiat contractul. Dacă în contractul respectiv nu figurează servicii gratuite, cum spuneam, da, da. nu figurează un terminal de ori de care, că vorbim aici, ne referim ori la telefoane, ori la aparatură da, pentru da. cablu TV, ceva în, în leasing sau în cumpărări, atunci, sigur că. Consumatorul nu este obligat să plătească alte taxe dacă contractul e pe 2 ani și consumatorul, înainte de 2 ani, împlinirea termenului de da. 2 ani, dorește rezilierea. Dacă a primit un terminal sau niște servicii gratuite despre care este obligat să le plătească pentru că operatorul economic niciodată nu lucrează în pierdere. Da, și dacă dumneavoastră în calitate de consumator ați semnat acel contract și n-ați văzut că este o clauză la articolul 18 da. să zic, că dumneavoastră în cazul, în cazul rezilierii va trebui să achitați tra -la -la, atunci sigur că sunteți pus în situația în a achita niște sume, da, operatorul reziliază contractul respectiv, dar își recuperează sumele pe care le-a investit în uh, serviciul respectiv. Am, înțeles, am înțeles. Referitor la recuperatori, aici pot să vă spun, sunt recuperatori care iau legătura direct cu, cu consumatorii și îi pun să semneze niște contracte, niște angajamente de plată, uh, și consumatorii, sigur, dacă semnează, trebuie să le uh, onoreze aceste angajamente. În condițiile în care nu sunt semnate, o părere absolut personală este faptul că dumneavoastră consumatorii nu sunteți în relații contractuale cu acel recuperator. Relațiile dumneavoastră contractuale sunt cu operatorul cu care a semnat contractul și atunci Sigur că trebuie să vă rezolvați problema de îndată ce primiți prima notificare, să vă întoarceți la operatorul. Am pățit și eu da, în da, familie, da? da, da? da. Și m-am întors la operatorul economic pentru că fiul meu a avut o restanță la telefonie mobilă și am achitat restanța. Da, și am încheiat uh, relații sau mă rog, n-am mai fost uh, căutată înțeles, de aceștia. Am deci nu așteptați să vă agaseze. Întoarceți-vă la operatorul economic și lămuriți situația. de Există îndată posibilitatea ce de a mă înțelege eu și operatorul respectiv că această sumă dacă este atât de mare încât eu consider că uh, 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 punga mea da. nu poate să achite dintr-o dată ci ea să fie defalcată în două-trei rate asta depinde și de operator Sigur că de operator, că acum în politicile manageriale noi nu putem intra asta e, asta e exact așa ca și a, întrebarea aceea, pot să-mi schimb un produs nou-nouț la un vânzător? Înțeles. Depinde că de exemplu un produs nou-nouț poate să aibă un defect sau poate să nu aibă defect. Produsul nou-nouț cu defect se schimbă se schimbă sau se repară Depinde de, legislația spune, se repară și se întoarce înapoi la cumpărător sau se schimbă dacă operatorul economic este dispus să, sau se returnează banii înapoi dacă nu mai există același produs. Dacă produsul nou-nouț nu are niciun defect, acel produs, nu operatorul economic nu este obligat să-l schimbe. Dumneavoastră l-ați schimbat, dar... Sunt operatori economici care zdrăguți drăguți, au în politica lor managerială și acest element, acela de a fi amabil cu consumatorii, tocmai pentru a nu-și pierde clienții, și le schimbă produsele pe loc. Adică, într-un termen rezonabil, una la mână, produsul să fie nefolosit cu etichetă. Am și să se întoarcă tot așa cu, cu, cu bonul de casă. Îmi place comunicarea cu dumneavoastră pentru că este la nivelul de percepție al fiecăruia să care să ne ascultă. Ea... Sunt convins de asta. Mai facem. mă, pic, -mă da, să, vă rog. să că vreau să mai spun un element apropo de comunicare. Da, 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 da. Vreau să le spun, să le transmit prin... pe calea undelor, tuturor radioascultătorilor. Un lucru extrem de important. În toate magazinele, ca acum vorbim de magazine, indiferent da, da, că de da, servicii da, sau da, de produse. Da, da, da. Toți operatorii economici sunt obligați să afișeze la loc vizibil o plachetă. Telefonul consumatorului și pe acea plachetă există mai multe numere de telefoane. Eu le-aș sugera să se îndrepte către telefonul, numerele mici, deci uh, cu caractere mai mici. Da. Este adresa sediului nostru, comisariatului nostru, strada Liveze, numărul 7, în Târgu Mureș, și telefonul uh, fix și fax la numărul de fix 02 0, 0265 uh, 25. 4625 este numărul de fix la care răspunde comisarul de serviciu. S-ar putea ca uneori să fie ocupat, dar dacă se insistă, la un moment dat va fi eliberată această linie. Le sugerez să pună mâna pe telefon, să sune și să se consilieze cu comisarul de serviciu. Este foarte important. Treaba noastră nu este să-i aducem să-i aducem pe consumator direct la noi, nici nu putem. Treaba noastră este să le sugerăm și să-i consiliem, să, să le spunem ce au de făcut în Condițiile în care le-au fost încălcate drepturile. Și asta le spune. În primul rând, să lămurească problemele cu operatorul economic. Apoi, dacă sunt nemulțumiți, că se întâmplă că da. uh, operatorul economic, da, uh, rezolvă problema, dar dumneavoastră, în calitate de consumator, nu sunteți mulțumit. Atunci, veniți la noi la comisariat. Ce uh, Reclamația obligatoriu să depunem scris, da. pentru că la sesizările telefonice noi nu procedura noastră nu ne permite să ieșim la sesizări și nu este normal. Oricine mă sună pe mine gata că constitui un echipaj și am fugit la Reghin. Nu așa stau lucrurile. Noastră trebuie să depuneți o sesizare în scris, să aveți elementele doveditoare că ați achiziționat produsul sau serviciu factură, chitanță, da? produsul defect dacă îl aveți așa și le, le trimiteți la noi, la comisariat, sau le depuneți personal. Ziceam, le trimiteți pentru că exist, există posibilitatea să le trimiteți pe, pe mail. Avem o adresă: anpc.ro da. sau se pot trimite pe poștă. Tot așa. O reclamație scrisă pe o coală cu datele de identificare, uh, datele uh, operatorului economic, problema care. A intervenit, da. ce soliciți dumneata în calitate de consumator, și, desigur, să îmi atașați copie a documentelor doveditoare. Niciodată, niciodată nu preluăm documentele doveditoare în original. Acestea rămân la consumator. Am înțeles. Și aveți și un tip în, în care consumatorul sau reclamantul primește da, răspunsul. Aici, ca să îmi termin ideea, în momentul în care a ajuns reclamația la noi, la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor în Mureș, primește un număr de înregistrare și de la data Înregistrării, avem un termen legal de 30 de zile da. de cercetare, de soluționare și de trimitere răspunsului înscris acasă la consumator, cu, câteva, cu o singură excepție, în condițiile în care operatorul economic nu a avut disponibilitate sau, mă rog, sunt care călătoresc sau care au un interes de serviciu, afaceri, nu sunt în țară, atunci prelungim această reclamație cu. Sigur că da, cu aprobarea șefului instituției, cu încă un termen de 15 zile calendaristice. Mult. Și această prelungire este, despre această prelungire este înștiințat consumatorul. Deci dânsul de da. nu va rămâne să tot aștepte după Am înțeles, 30 de zile. Da, da. Noi aprobăm aceste. Rare ori se întâmplă, dar uneori se întâmplă, uh, aprobăm aceste prelungiri și înștiințăm consumatorul, domnule consumator, reclamația dumneavoastră va fi s-a prelungit termenul de cercetare datorită faptului că și scrie motivația, urmând ca în următoarele 15 zile să rezolvăm această problemă. Da. Lăsați-mă să, Bă, să mai, mai am mai multe de spus despre da. reclamații. Ceea ce trebuie să știe uh, toți consumatorii din uh, județul Mureș, faptul că nu toate spețele le putem cerceta noi, comisarii uh, comisariatului județean. Adică, de exemplu, tot spețele care țin de asigurări, acestea sunt cercetate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară ori dacă vin la noi aceste spețe, noi le redirecționăm în termenul legal sau după procedura noastră de în 5 zile de la înregistrarea reclamației, le redirecționăm către uh, autoritatea de supraveghere financiară în București. Dacă este vorba de, despre o speță privitoare la jocurile de noroc, este oficiul național pentru jocurile de noroc, acolo redirecționăm aceste spețe. Dacă este vorba despre operatori economici care au sediul social într-o altă țară, dar care este membră a Uniunii Europene, există. Centrul European al Consumatorilor din România, cu sediul în București. Deci, aceste spețe le, de le de direcționăm către acest centru. Deci, tot face servicii în beneficiul da, nostru. Da, dar dacă consumatorii ne telefonează și ne întreabă, atunci asigur că noi avem la sediu toate adresele, le comunicăm absolut tot. Dacă o, este vorba despre o speță în care operatorul economic. Este dintr-o țară care nu aparține Uniunii Europene, există un site eConsumer.ro sau să se intereseze pe site-ul aparținând ECC, Centrului European al Consumatorilor din România, acolo primesc o grămadă de sfaturi și indicii unde să se adreseze. Da, deci nu toate spețele. Și aici mă refer iarăși la tot ceea ce ține de asociațiile de proprietari. Există un departament în cadrul primăriei unde merg aceste, aceste reclamații, cu o singură excepție. Dacă. Pot să intru în amănunt? Da, deci dacă, dacă, de exemplu, asociația de proprietari prin reprezentantul legal, președintele da. asociației, încheie un contract uh, cu, o, cu un operator economic de servici, de reparații la da. scară, la bloc, de anvelopare ceva, atunci vine uh, în cazul unei reclamații sigur că Președintele asociației trebuie să țină legătura cu operatorul economic și să, mă rog, preia lucrarea, da, nu știu ce, da. în condițiile în care nu este mulțumit și operatorul economic nu, nu repară deficiențele, atunci președintele asociației vine la noi cu contractul da, și atunci cercetăm reclamația în calitatea dânsului de persoană fizică. Am înțeles. Da? În relația cu operatorul la economic. La exemplu pe care l-ați dat. Da. Mă credeți că problema devine mult mai complicată este decât complicată. pare la prima vedere? Să dăm un singur exemplu. Pentru uh, operatorii care ne oferă apa cea de toate zilele. Există un contor în afara spațiului locuibil, în afara blocului pe care operatorul de servicii, respectiv cel care ne oferă Uh, uh, apa menageră, apa rece, pe contor se vede un anumit quantum consumat. Înăuntru, în apartament, eu nu am contract încheiat cu uh, uh, apa. Aici este o problemă ci Eu am de, contractul de încheiat de cu o altă, nu știu cine, care ah. mi-a pus contorul de apă în casă. La mine, contorul de apă spune un metru cub. Acolo apare mult mai mult, iar. Șeful de scară care face cheltuielile lunare îmi trece cu 0,50 sau un metru cub de apă consumat pentru că acolo s-a pierdut. Da, pierderile... Ce treabă am eu să achit pierderile de la ceas până la ceasul meu, la contorul meu, pentru că cel care spune adevăratul, realul consum de apă este, este contorul, contorul meu. Și atunci, da. de ce trebuie să mă certi eu, care am contract semnat? cu o, uh, un SRL sau un, o societate comercială cu care am contract semnat pentru contor. Că acel SRL are contract cu apa. Are treaba lui să rezolve treaba, dar eu nu, nu sunt obligat să o plătesc. Deci aici cum e? Aici, păi e, aici e, e mult mai complicat și vă spun, deci nu nu intră în, în competențele noastre, Am motiv înțeles. pentru care vă adresați președintelui de asociație sau cum spuneam, este un departament în primărie care rezolvă aceste reclamații privitoare la Vede asociațiile. de de bine e, da. această informație da. de la dumneavoastră. Nu da. ne ocupăm chiar de toate, dar avem, avem serviciile, avem produsele alimentare, avem produsele nealimentare, da. ceea ce e foarte foarte mi exemplu care în timp ce vă ascultam, știți cum e, Omul actorii, e bin, regizorii, da. da. mai, îi dați idei dacă spuneți atât de multe lucruri interesante și extrem de utile pentru cei care ne privește și ne ascultă. Da. Să spunem că vreau să mă duc într-o vacanță și uh, aleg un operator de servicii. Da indiferent cum, cum îl cheamă. Și uh, conform afișajului informațional pe care el mi-l oferă, bun, domnule, ăsta îmi oferă niște servicii extraordinare. Transport cu uh, avionul first class. După aceea, uh, uh, nu știu, într-un loc extraordinar. Este superb, este minunat, este extraordinar. La prețuri absolut derizorii. Bineînțeles că mă duc și cumpăr biletul, sunt extrem de fericit, uh, transportul în schimb, deja începe. De la domiciliu până la aeroport, nu este cel pe care mi-a l spus el, în uh, automată da. deci, să... văd că nu e același punții. În ce primul fac? rând, în primul rând, vă adresați dânsului operatorului economic, dar eu vă spun în și felul Dacă următor, mă duc peste hotare. Dați -mi, dați -mi voie să vă. Da, dacă da. vă duceți peste hotare, când vă întoarceți. Când aveți dumneavoastră vă, îl sunați Este sfatul nostru, atunci când mergeți într-o călătorie, printr-o uh, uh, agenție de turism, datele de identificare, uh, este absolut nevoie să aveți numărul de telefon al agenției, să aveți persoană de contact cu care să vorbiți la telefon atunci când întâmpinați probleme, da. că hotelului de 3 stele în loc de 5 Așa. că nu știu ce, deci aceste lucruri dumneavoastră în primul rând nu sunați la noi sunați la operator economic ca pe de îndată să se rezolve dacă nu s-au rezolvat da. mare atenție și asta mai spus să-și o repet aveți grijă, dumneavoastră ați semnat un contract cu operatorul economic și în contract probabil scrie că de la întoarcerea dumneavoastră în țară aveți 5 zile calendaristice în care să uh, excelent, dumneavoastră să să depuneți aveți foarte mare aten grijă și at să fiți da. foarte atenți pentru că dacă depășiți termenul de 5 zile, degeaba mai veniți la OPC. Gata, am pierdut Ați toate pierdut. Deci de îndată am când înțeles. vă întoarceți în țară, mergeți la operator economic, da. nu veniți dânsul este obligat conform contractului să vă Mă rog, o să vă restituie niște sume sau vă oferă încă un, o călătorie cu prețuri mai miză, da, ce știu da. eu. Deci trebuie să, de, să remedieze deficiența operatorului economic. Dacă nu o remediază, veniți la noi la comisariat. Dar atenție! De îndată, nu așteptați două săptămâni până vă despachetați de și vă reveniți. De îndată ce să, re, să vă rezolvați problema și să depuneți reclamație înscris și la ei, da? să aveți o, un număr de înregistrare. Da? Dar, repet, dacă ieșiți din acest termen pentru că am avut o speță și mi-a fost atât de milă de doamna aceea drăguță a depășit termenul de 5 zile stabilite în contract, contract semnat, asumat da. de dânsa, n-am mai putut ajuta. Nu am mai putut-o ajuta de niciun fel. Doamna Marcela, doamna comisar. E bine, Marcela. E, e, e atât de, de, de necesară da. discuția cu dumneavoastră pentru că, în urma acestei discuții, acestui dialog, da. cei care ne privesc și ne ascultă, capătă o grămadă de informații da. utile. Și trebuie repetat lucrul ăsta ca să înțeleagă. În primul rând, dacă sunt nemulțumiți față de orice serviciu, pe care în uh, 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 urma unui contract îl au sau sunt nemulțumiți asupra uh, unui Un produs, produs, atunci primul pas ar trebui să meargă la acela, la vânzător, la vânzător sau la respectivul la serviciu vânzător, care nu știu, la, la vânzător, toți care, orică așa, vând la ofertant. La vânzător. La vânzător. La vânzător. Să meargă și să facă acolo reclamația. Și dacă se rezolvă acolo pe care e e foarte bine și cu asta s-a încheiat treaba. Dacă puțin, nu, -vă. vă rog. Deci vreau să spun, sunt operatori și marea majoritate operatorilor economici rezolvă problemele în, în spațiile Asta lor. Este foarte pentru bine. că altfel, vă spun eu, ar fi reclamații, reclamanții noștri ar avea o cadă, cred că, până undeva în <laughs> livezenii. No. Deci, da, sunt, da, da. sunt opera, în general operatorii economici rezolvă problemele. Asta e foarte bine. Deci, Și în cazul în care da. nu rezolvă sau nu e mulțumit cu da. ceea ce s-a rezolvat sau i-a propus acel operator, atunci vine la dumneavoastră. Da. Dar e obligat să vină la dumneavoastră personal, să depună o cerere în scris. Nu e obligat personal, poate și pe mail, ca cum avem da, internetul. Mă rog, da. da, dar în tot, scris, ori, deci totuși, oblig, în scris. Sunt obligat să, să fie depusă în scris, scris. reclamația, Așa? cu documentele doveditoare. Cu documentele. Altfel, se clasează și tot așa se clasează dacă nu avem uh, numele și prenumele consumatorului. Ce trebuie să știe consumatorii? Că chiar am primit un telefon zilei, ah, păi ce, doamna Kim, eu nu sunt reclamagiu de profesie. Nu trebuie să fiți reclama <laughs> de profesie. Da, da. Oricum, noi trebuie să respectăm confidențialitatea datelor uh, uh, tuturor reclamanților, cu o excepție. Atunci când dumneavoastră, în calitate de consumator sau de cel care ați reclamat o, o problemă, Doriți uh, să vi se restituie o sumă sau să, de exemplu, pentru o reclamație la o instituție financiar-bancară, ca să se cerceteze acea reclamație și eu. În calitate de comisar, dar și administratorul acelei instituții, trebuie să vă cunoască datele, de, să aibă datele de contact ca să poată procesa în baza de date, să, să vadă care e problema și să o putem cerceta reclamația. Dacă dumneavoastră solicitați o restituire de sume sau în, în astfel de spețe, este obligatoriu să, să transmit numele dumneavoastră. Dar dacă faceți o reclamație. Cumpărați un pantof și nu vă place, și nu vă place, are o deficiență, nu v-ați rezolvat problema. Ați venit la noi, noi nu mergem să spunem, domnul Rudi o reclamat. Nu, domnul consumator a reclamat această problemă. Am înțeles, da? am înțeles. Deci, nu, asta, am asta este foarte bine pentru că păstrarea confidențialității nu este face altceva decât este vă oferă credibilitate da. și dumneavoastră, dar și mie. Trebuie să știe toți consumatorii, suntem obligați să păstrăm confidențialitatea datelor tuturor celor care fac reclamații la noi la comisaria. Și cred că mai este necesar să repetăm încă o dată pentru a reține cei care ne privește și ne ascultă, a faptului că, în cazul în care nu cade în sarcina dumneavoastră, redirecționați acele da. probleme către instituțiile respective. Le redirecționăm și anunțăm persoana care a făcut reclamația la instituția noastră că acea speță s-a redirecționat către instituția respectivă. Și mai redirecționăm reclamațiile către alte comisariate din țară atunci când operatorul economic are sediul social în alt județ. Adică dacă noastră ați fost la Iași și v-ați cumpărat pantofi din Iași, veniți în Târgu Mureș, faceți reclamație pentru că au un defect sau, da, mă rog, da, pentru da. deficiență și atunci noi reclamația o redirecționăm la Iași. De ce? Nu avem, deci exist, suntem, este absolut imposibil ca eu din subordinea mea Să trimit un comisar, doi de fapt, că da, reclama, da. se cercetează în echipă Doi la Iași ca să cerceteze pentru o pereche de pantofi Sau da, o reclamație da, aparține, indiferentă aparțineți, aparțineți acelei instituții da, naționale Da, exact da. Ce mai trebuie să mai știe consumatorul că avem rog, atâtea informații așa. de numai Dacă <laughs> fac reclamația pe, uh, pe net este site-ul www.anpc.ro, este site-ul autorității noastre. Imediat cum deschizi această pagină, apare formularul de reclamație online. Da. Acest formular se completează, se atașează documentele scanate, formularul merge la ANPC, ANPC-ul îl înregistrează și tot de acolo ni se trimite nouă în Târgu Mureș, la Comisariatul din județul Mureș. Durează vreo 3-4 zile. Deci din momentul în care a depus online acea reclamație la ANPC, pe acel formular și, se și vine la noi la mureș, durează vreo 3-4 zile, dar uh, termenul de cercetare a reclamației începe să curgă din momentul în care a fost înregistrată la mureș. Am înțeles. Deci nu, nu va dura 30, 30 de zile din momentul în care a depus-o, va dura 30 de zile din momentul în care a fost înregistrată la mureș. Am înțeles. Pentru că am avut și astfel de discuții pe 2-3 zile, consumatorii, sigur, sunt nerăbdători, sunt nervoși, sunt frustrați mulți și noi încercăm să rezolvăm aceste probleme și uh, cu, un, cu un exemplu concret, pentru că tocmai am încheiat un an, o să vă și spun că în anul trecut au fost depuse 1800. 122 de reclamații. Și dintre acestea, 1476 au fost rezolvate în favoarea consumatorilor. Bravo. Consumatorii, deci în procent de 81%. Consumatorii au fost, să zic așa, li s-au oferit contravaloarea serviciilor în valoare totală de 400.000 de lei. Și celelalte reclamații, deci diferența de 346 de reclamații, au fost reclamații clasate, din motivul pe care vi l-am spus, n-au fost depuse nume personal da? sau au fost reclamații fără nume și prenume, da? fără date da. de identificare sau reclamații care nu aveau datele de identificare a operatorului economic. Că nu pot să-mi spui tu mie pe cine să caut dacă nu da. așa. Uh, reclamații redirecționate sau reclamații revenir la acelea, aceeași spețări, atunci când se revine a doua oară, o recercetăm dacă cumva este nemulțumit, dar dacă se revine a treia, a patra, a cincea oară, noi le clasăm aceste reclamații pentru că nu putem, dacă ne menținem punctul de vedere, sunt reclamanți care au o da, treabă, da, da. revin la noi de nenumărate ori și atunci noi clasăm aceste reclamații, sigur că consumatorii trebuie să știe un lucru esențial. Ne aplecăm pe fiecare reclamație cu maximă seriozitate. Colegii mei, domnii comisari, facem eforturi mari să fim politicoși, facem și suntem politicoși și în relația cu consumatorii și în relația cu operatorii economici. Îi consiliem, deci să nu aibă nicio reținere în a ne căuta personal sau în a ne telefona, pentru că facem consilieră cu fiecare consumator interesat. Este cel mai simplu să-ți dai seama ce simte un consumator atunci când te pui în pielea lui. Oricare dintre noi și noi la rândul nostru suntem consumatori și sigur că nu ne convin multe lucruri și atunci înțelegem ce li se întâmplă consumatorilor. De fiecare dată am sugerat operatorilor economici să nu uită nicio clipă că la rândul lor sunt consumatori. Pentru că e foarte important să fie politicoși, să repare prejudiciul, să uh, repare deficiențele care intervin în, în, în urma achiziției unor produse alimentare, nealimentare sau servicii. Este bine să fim buni și să fim deschiși în a rezolva problemele, pentru că ele apar inevitabil. La problema atitudinii vânzătorilor, pentru că discutam mai la începutul emisiunii, aici da. nu putem lucra. Aici este treaba administratorilor. Și, de regulă, aceștia, sigur că, impun niște sancțiuni administrative vânzătorilor care au o atitudine nepotrivită în relația cu consumatorii. Doamna comisar Marcela, timpul a trecut așa de repede oh, cu de dumneavoastră de și așa de superb. Nu știu, este. A mai avea o secundă, e, e, totuși, mai am Da, am sigur că foarte da, important. și chiar doresc, că nu eu să fac încheierea, doar atât da. că, uh, o, o, o să fac încheierea, mulțumindu-vă și respectându-vă da. și admirându-vă și îmbrățișându-mă, așa pentru că vă mai chem încă uh, aici da. și vă rog să transmiteți un mesaj pe care îl considerați cel mai util pentru toți consumatorii, toți oamenii care fie că vin spre dumneavoastră, fie că urmează să vină spre dumneavoastră, pentru că asta este viața. Eu sunt femeie, am două mesaje de transmis mă rog. pentru, că, uh, pentru uh, la, la încheiere deși vroiam uh, mai din timp să anunț, există în, uh, între consumatori persoane cu deficiență locomotorii, da. deci avem și pentru ei, dând și cunosc sau revin cu acest mesaj faptul că dacă nu se pot deplasa la sediul nostru sau nu au posibilitatea să ne trimită pe internet reclamațiile să ne sune la numărul de telefon fix, cum spuneam 0265 254625 în care să ne comunice problemele de sănătate, iar eu voi dispune uh, ca un comisar din cadrul instituției noastre să se deplaseze la domiciliul persoanei cu deficiențe locomotorii și să preia reclamația. Rugămintea mea este să avem totuși un, un document oficial, cum că uh, a, referitor la problemele de sănătate pe care le prezintă, pentru că totuși cheltuielile de, uh, ne revin nouă uh, instituției de departe și al doilea și ultimul mesaj este faptul că noi toți consumatorii avem un drept esențial și trebuie să, să profităm de acesta în fiecare clipă, în fiecare ceas al existenței noastre, în calitatea noastră de consumatori, este acela de a alege, alege liberi drepturi și servicii pe care ni le dorim. Asta înseamnă că nimeni, nimeni din lumea asta nu ne, po nu ne poate obliga să achiziționăm produse și servicii pe care nu ni le dorim. Vă mulțumesc din suflet să vă dea Dumnezeu sănătate, vă rog să uh, duceți cu dumneavoastră mm. această urare și colegilor dumneavoastră, Mulțumim instituție pe care o reprezentați, să uh, rămâneți foarte ferm cu atitudine, cu verticalitate și demnitate umană pentru că sunteți în folosul nostru al tuturor acelor la care suntem consumatori, cum și dumneavoastră, la un moment dat, sunteți. Da. Așa, uh, dragi mulțumesc. oameni buni, îi mulțumesc foarte mult do doamnei comisar șef adjunct de la Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor. Așadar, ne întâlnim la viitoare la aceeași oră și până atunci, o ca vă spune oameni buni, fiți binecuvântați, Doamne ajută!